mă înșela. E soțul iubito? Da. Adică, cum vă înșela? Cu altă femeie și eu n-am suportat, am avut o depresie nervoasă, am zis gata, s-a sfârșit totul și nu mai... Păi și de unde ați aflat? L-ați prins dumneavoastră sau v-a zis cineva și ați crezut? L-am prins chiar eu. Cu altă femeie? Cu altă femeie. Unde? Acasă, la noi. Aole, acasă la noastră? Da. În patul dumneavoastră? Exact. Doamne Dumnezeu. Și acum am imaginea asta în minte și nu, și am trăit experiența asta și am zis nu mai... Adică el a venit cu o altă femeie în casa dumneavoastră? Da. Doamne. A venit cu o altă femeie în casa mea. Păi și noastră unde erați? Eu eram plecată cu alte treburi și când am venit acasă l-am prins. Da, nu era ușa încuiată? Ați intrat peste ei? Eu am cheie. Păi și nu, de regulă când te închizi în casă cu cineva, bași cheia în ușă. Sau, mă rog, dacă nu vrei să intre cineva peste tine, nu te închizi neapărat cu cineva. Nu, eu am descuiat, am intrat și i-am găsit. Și ce făceau? Ce putea să facă doi oameni dezbrăcați? Poate citeau, poate vorbeau despre serviciu, erau colegi de serviciu. N-am mult sigur, Doamne ferește. Făceau, mă rog, păcătuiau? Da, păcătuiau. Și dumneavoastră ați văzut scena asta, adică ați intrat și erau acolo în momentul acela? Da. Doamne Dumnezeule. Păi și ce ați făcut? Ce să fac? Îmi venea să-i omor pe amândoi, i-am dat o palmă ei. Lui? Ei. Păi de ce n-ați luat o bâtă din curte? Mă rog, nu e bună violența, dar... Nu, am fost mai calmă, ca să spun așa. Dar după aceea a urmat altceva, că apoi a început el scandalul și a dat în mine și alte feluri. Am înțeles. A, v-a bătut? Da. Deci dânsul greșise. Dânsul greșise și după aia dânsul v-a bătut. Am suportat consecințele. Și pe urmă, și cealaltă femeie ce a făcut? Cealaltă femeie și-a luat hainele și-a plecat. O cunoșteați? Nu. A, nu știați? Nu. Măcar atâta, bine, Doamne ajută, că de regulă se întâmplă cu cea mai bună prietenă, așa că nu o cunoști, zice asta este. Nu o cunoșteam și... Nu mai vreau să ne amintesc de... Am înțeles. Nu, eram curios ce ați făcut, că nu înțeleg cum ajungi într-o chilie la cineva și ca măicuță te apuci de băut. De asta zic, în viață. Pentru că, ca să recunosc, înainte de călugărie, cam plăcea să beau. Dar asta să nu fie subiect. Nu vreau să apară chestia asta. Păi n-apare, eu v-am zis, eu sunt producătorul unei emisiuni religioase, dar dacă dumneavoastră vreți să veniți la București să facem un material, apare cu acordul noastră, dacă nu apare, că nu... Nu, eu discut așa cu dumneavoastră pentru că vreau să mă descarc și am nevoia ca să spun cuiva... A, deci în lume, înainte dumneavoastră, le cam... adică vă plăcea să beți un pic. Da, recunosc asta în fața lui Dumnezeu și... Și asta a fost o patimă, dar... Da. Dar nu mă mai apuc. Nu. Păi și ați ajuns acolo, deci în chilie cu ei. Ei v-au scos de băut, așa mi-a spus, da? Da, ei au scos de băut. Păi și cum v-au ademenit? Cum ați ajuns să zică, ia maica Ioana sau cum vă cheamă acolo, ia și bea și tu? Sau ați văzut alcool și ați zis, aoleu, gata, băutură. Prima dată nu am vrut. Dar, nu știu, sticla aia m-a ademenea așa din ochi și am zis că trebuie să iau măcar o gură. Și... Adică, practic, v-a ispitit, ca să zic așa. Da, m-a ispitit. V-a ispitit sticla. Și sticla, da. Și cât ați băut? Ce ați făcut? Păi, am cam terminat sticla. Și eu și acei doi călugări. Ce beați? Vodka.
acolo. Cum? Alo, ce faci? Ce anume? Du la călugărie, că acum nu mai ești. Care-i treaba? De ce se umbre așa? Ce faci? Ce înseamnă asta? M-auzit? Au! M-auzit? Au! Te-ai apucat cu cine o? Te-ai apucat de băut, te-ai văzut tinerea ta, domnule, care-i treaba, măi? Ia zi, nu mai da. Haideți că mă sună șeful. Mama, nu mai da. Auzi, haideți că vă sun imediat în 2 minute, că mă sună, uitați, mă sună șeful meu și revin la noastră, da, în 2 minute. Gata, nu mai da, te rog. Auziți? Haideți, închide și revin imediat, da? Da. Revenind pe o scurtă publicitate, am înțeles că a venit cineva pentru Cozonac. Hai să vedem cine a ajuns primul la noi, după o scurtă publicitate.